Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. N-avem noi emisiune câte dezbateri se nasc în studioul ăsta. Pe piesă sau pe publicitate. Avem o controversă în studio, prieteni, și am avea nevoie de sprijinul vostru ca să ne lămurim. Deci, Luca și cu mine am ajuns să ne certăm pe tema uscătoarelor de rufe. Ca fetele. Noi suntem băieți gospodari. Mulțumim, colegul. Zaf nu are. Stai un puțin. Deci, acum, serios, gândiți-vă și voi. Asta e foarte sexist ce ai spus aici. Păi nu, stai puțin. Ca gospodarii. Până acum ceva vreme, vă certați pe rețete. Acum am pe uscătorul de rufe. Asta e colaterală. Da. Deci, cine are uscător de rufe? Electric sau pe gaz sau nu știu cum, pe cărbuni, pe ce-o fi, ha? Electric. Electric sau pe gaz sau pe cărbuni. Să ne sune și pe noi, vă rog frumos. 0372069599. Luca vrea să-și ia uscător de rufe. Nu că vreau. Ideea e în felul următor. Dar ce, doar te prefaci? Nu. Ce? Nevestii mi-a încolțit gândul ăsta. Și tu încurajezi. Pentru că tot mai mulți prieteni din jurul nostru au uscătoare de-astea. Eu sunt îngrijorat. Eu de-aia am cerut păreri. Pentru că din experiențele celor apropiați, ei mi-au arătat încântați ce se întâmplă în urma uscării rufelor. Da, practic jumate din tricou rămâne în filtru. Rezultă, da, o pâslă, o ceva. Multă pâslă, da. O sumă de scame, pare a fi. Aha. Și ei erau foarte încântați. Uite, domne, câtă mizerie rămâne în haine după ce le speli și uite, rămâne acum toată în uscător. Da, nu e mizerie. Și mie mi se pare că e tricou însuși acolo și exact. Le-am zis, zic, bă, după ce o să scați de 10 ori tricoul, faceți dantelă și după încă 3 pa. Eu am tricouri de acum 20 de ani, exact, spălate și uscate corect. Orice bărbat, ăsta este un atribut al masculinității. Orice bărbat serios are măcar 1-2 tricouri pe care le ține din copilărie. Nu se poate altfel. Al meu cel mai vechi e din clasa 10. Așa. Deci, și-mi și vine. Mai zice numărul meu, că sună toată lumea. Ok. Sună, e plin. Eu am uscător de ăsta de rufe. În mașina de spălat, încorporată. Adică atunci când ne-am mutat, am zis, băi, tot cumpărăm, mai sunt. Alea nu-s bune, am înțeles. Băi, am folosit o singură dată. 3 ore s-a împărtit. Nu știu cât a consumat. Contorul se rea din perete. Nu, da, cred că contorul e schimbărul menții după aia. Și mi-a scos hainele șifonate toate, pe unele n-am mai putut să le călcăm niciodată. Și după părerea mea e o mizerie. Deci ai mei zic acum că astea care sunt separate de mașina de spălat, adică sunt de sine stătătoare uscătoarele astea, sunt, domne, extraordinare. Și uite ce mizerie scot din haine. Dar nu e mizerie, eu zic că e material. Deci bune sau nebune? 0372069599. Eu nu cred în ele. E mai ceva ca la România în direct cu telefoanele dimineața asta. Dan, bună dimineața! Salut, Dane! Neața, neața, băi! Să trăiești! Băi, uite, ne-am mutat de un an și ceva la Brașov și am zis, ok, hai să luăm uscătoare pentru că iarna e destul de greu cu uscatul hainelor, pe unde le agăți, pe unde, cu toate că stăm la curte și așa, dar... Păi se congelează afară la minus nu știu câte grade și după aia le scuturi. Ce bagi la microunde. Da, așa. Deci, că le-ai băgat în casă și le pui pe undeva pe pat până le întinzi când s-a îndoit mâine ca s-a rupt. Că așa. Devine din plovăr. Și v-ați luat uscător. Am luat uscător, așa. Bă, dacă nu bagi plovăre de-astea tricotate și așa, pe care dacă le-am luat, am uitat eu când l-am mutat odată hainele la uscător, și l-am băgat la uscător plovărul, nu l-am mai putut purta. De ce? E, pentru fiul meu de 7 ani. Asta s-a micșorat, Da. Deci dacă nu pui rufe înăuntru, e foarte bun, înțeleg. El nu mai intră la apă, intră la uscător. Așa. Deci, înțeleg că nu recomanzi. Ba da, recomand, doar că trebuie avut grijă cu puloverele tricotate. În rest, senzațional. Okay. A venit copilul de la drumeție de pe munte, mega înglodat, băgat la spălat, băgat la uscător, în 4 ore haina e în dulap. E... Cam cât consumă? Merge cam undeva la 3 ore și consumă cam cât un bec de 120 de wați, să zicem. Aha. Între în cele 3 ore. Deci nu consumă foarte mult. Bine, depinde acum și de calitatea agregatului. Ca să zic așa, diverse clase de consum. Dar pe uscătorul pe GPL, de ce nu avem? Corect. Hai să vedem ce mai spun și ceilalți ascultători. Sorin, bună dimineața! Salutare! Sorin. Bună dimineața, recomand cu siguranță uscătorul de rufe. Da. Și chiar și uscătorul incorporat în mașina de spălat. Am folosit și asta și asta. Și toate scamele care se adună în timpul ăla, ele oricum zburau prin casă și creau praf în casă.
Mm. Atunci mai bine să rămână în filtru și să le adune uscătorul și în felul ăsta e mai curat și în casă. Mm. Da, știu această teorie. Am îndoieli că de fapt scamele alea zburau. Eu spun că la uscător, de cât timp, de câte ori poți să usuci un tricou la uscător înainte până devine mai devine neglije transparent? Păi, nu se deteriorează absolut deloc. Din contră, se recomandă ca rusele să fie uscate la uscător. Dar de cât timp ai tu uscător? Păi am avut uscător incorporat în mașina de spălat vreo 4 ani. Și pe urmă, când m-am mutat, mi-am luat uscător de fire stătător. E clar, fără uscător nu se poate în apartament. La ați degetele prin ciorapi sau da. Știi ce zic? Adică, nu-l intimidați. Tehnologia low cost a sârmei. Nu te lăsa intimidat, Sorin. Este totuși cea mai bună. Nu se strică, nu consumă. În discuția asta băiețească a intervenit Adriana. Bună dimineața. Bună, Adriana. Dar chiar așa. Bună dimineața, băieți. Bună. Deci... Da. Eu zic că sunt mai multe avantaje pentru a avea un uscător. Am mai vorbit cu voi, sunt și alergică la ambrozie. Unul dintre motivele care mi-a dacă te aude nevastă mea. Da. Este faptul că nu mai poți să usuci rufe afară, da? Tot polenul ăla de la ambrozie te face praf. Așa încât, din motivul acesta, odată e foarte bun uscătorul. După aceea, stând la curte primăvara, toamna, iarna, când plouă, când așa, uscătorul e minunat. Aha. Se strâng acele gemotoace în filtru de praf, yeah, care or fi ele și din părți din tricouri, cum v-am uzat voi, dar așa, să știți că e foarte, foarte multă scamă. În momentul când speli și vezi cât se strânge acolo, îți dai seama cât flutura prin casă în momentul când tu le scoteai, le mai scuturai, le împachetai și așa mai departe. Asta. Dacă ar fi chiar așa, adică dacă toate hainele astea ar avea nenumărate cantități uriașe de scame care plutesc prin aer, atunci când speli, să zicem, de mână, apa aia ar trebui să fie toată un mâl de scame, ceea ce nu se întâmplă. Deci nu se potrivește aici ceva. Nu? Că speli și ar trebui să iasă scamele dacă ies la uscat, dar de ce nu ies la spălat? Nu e același. Adevărat că mai flutură ele prin rotație, se freacă particulele, mai zboară și într-adevăr în cuvă presupunem că găsim și un 0005 din tricou, dar restul este scamă. Eu cred că este polișare prin abraziune la tricouri dacă le învârte în uscător la căldură atâta timp. Vorbim și cu Mihai. Bună dimineața! Bună! Salut, Mihai! Neața, băieți, m-auziți? Da, luminează-ne. Neața, am folosit prima dată uscătorul, nu știu, acum vreo 20 de ani, de atunci am făcut pauză vreo 10 și de vreo 10 ani îl folosesc în continuu. De ce ai făcut pauză? Că n-am avut, nu era al meu. Credeam că zici, îmi topise un tricou la care țineam mulți. Dar nu e bine că dezbaterea asta este subiectivă pentru că, uite, vezi, am greșit. Noi vorbim doar cu oameni care au uscător și sunt, ei sună, doi am uscător, să păi sune cei care au renunțat la uscător. Da, cei pe care uscă... Vă spun sincer, da, cine își închipuie că nu strică rufele, se înșală. Într-adevăr așa este, se subțiază rufele, se strică rufele nu datorită, nu din cauza neapărat a temperaturii, ci din cauza frecării. Frecării, da. Cineva prin polișare. Uh-huh. Deci, dar, cu toate astea, inginerul Petreanu am uscător și nu regret că l-am cumpărat. Are dezavantaje fără discuție. Dacă ar fi să-și cumpere cineva uscător, v-aș recomanda să-l luați cu pompă de căldură. Pe lângă faptul că el va consuma mai puțin, spunea cineva în jur de un bec. Da. Nu e chiar adevărat. În jur de 700 de watt consumă la... 700 de watt? 7 becuri. Mamă, n-am... Dar facem o cată în casă sau ceva? Funcționează cam ca un... consumă cam ca un aer condiționat. Că ok. Funcționează pe același principiu. Dar m-am săturat să plimb suportul ăla prin casă. Dar care ai zis că sunt niște avantaje ale pompei de căldură, dar nu le-ai enumerat? De căldură mai multă. Lăsăm la o parte consumul, temperatura aerului care usucă hainele este mai mică și protejează mai mult căldura. Da, ok. Dar pe altă parte vine și cu un dezavantaj. Lăsăm la o parte prețul, care este evident, este faptul că schimbătorul de căldură se împăxește cu scame. Păi n-are filtru. Are filtru. Credeți-mă că acel filtru nu reține. Adică reține 95% din scame, sau 99% din scame, dar
o grămadă de scame scapă și se prind, mai ales dacă folosiți balsam, se prind în lamelele schimbătorului de căldură. Și ce e de făcut? A trebuit reparată din asta vreau să eu. Din acest motiv vă recomand să luați un schimbător cu schimbător uscător. Cu pompa de căldură, scuză-mă, pompa de căldură dotat cu curățător la schimbătorul de căldură. Mamă, deci ești unul dintre cei mai mari specialiști în uscătoare de rufe pe care am întâlnit în viața mea. Nu, m-am documentat vreo un an de zile. Bravo. Un an ești de-al meu. Deci, da. Sunt doar două firme, nu vă spun numele care sunt, dar eu vă recomand să luați una din cele două firme. Sau trei, ceva de genul ăsta. Două sau trei firme. Nu știu care. Fă-ne o aluzie să înțelegem. Vine trei inițiale. Nu, e ușor. Eu ușor, îmi pare foarte greu. Dacă vreți vă dau numele. Ține inițialele. B și L. Ok. Bang & Olufsen. Da, mulțumim. Mihai, stai puțin, că pare că se pricepe. Ce mai e prin casă? Da. Eu? Da. Ce ți-ai mai luat așa tehnologie? Robot să ne... aspirator. Robot aspirator. Da, parte însurătoarea, asta a fost cea mai bună investiție. Stai puțin, cu robotul aspirator, asta este o altă aici dezbatere, nu putem să o facem aici. Da. Ești pe felia iar și aici avem o discuție, o controversă mare de tot. Ai de la care trebuie o batistă după el și hata spală? Da, de la. Aia este, mi se pare, una dintre cele mai mari escrocherii posibile. Da, robotul cu mop și trebuie o batistă de 10 cm. Stai puțin, pe care și argumente. Dar nu l-am luat pentru spălat, l-am luat pentru aspirat. Da, pentru aspirat, dar ai vreun covor cu franjuri în casă? Asta voiam să întreb. Da, am luat. Și am cum faci? Îl are fiică mea și am făcut un pact cu ea, la firea. Ea este robotul. La ea, în cameră, ea e robotul. Nu poți, dacă ai covoare cu franjuri, pa, la revedere. Pa, e adevărat. Da. Mulțumim, așa. Mihai, a fost foarte bun. Da, deci care e concluzia? Concluzia este că dacă... nu-ți place soluția low-tech. Băi, știi că jurnalist înveți așa. Atâta spun. Da, bun, poți să ai dispozitive electronice de înregistrat, de scris, de nu știu. Bă, întotdeauna trebuie să ai un bloc notes la tine cu un creion. De ce creion? Pentru că nu se termină pasta la el. Uite, pur și simplu, și poți să scrii cu creionul și pe ploaie, și pe frig, și pe ale. Rămâne de lămurit asta că n-am avut timp asta să întrebăm uscător. Cu călcatul. Că înțeleg de la tine că e foarte complicat să le aduci la forma inițială. Eu așa am zis. Sunt uscate în uscător. Alții? Da. Asta ar fi. Și doi la mână, Mihai, da, a fost foarte bun și ne-a dat multe argumente. Sigur că până la urmă, pentru cei care nu au unde să întindă rufe sau au situații gen primul ascultător la Brașov e prea frig și nu se usucă rufele, poate fi o soluție. Dar eu nu știu care e firma cu B și L, ca să fiu sincer. Nu, două firme, mă, a spus două firme. Una cu B și una cu L. Aia cu B. Nici așa, nu știu, lasă că zici după ce termină. Așa? Asta la aia m-am prins și eu, la L. Aia cu L am. Rebus? La L nu... L e de la lață. Da. Dă-ne un mesaj, Mihai, te rog, la 0728111222 cu firmele astea, ca să ne spui din... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.